stațiunea Rânca a fost acoperită de zăpadă, iar temperaturile nu au fost unele prietenoase. Mai mult, meteorologii nu aduc vești bune. Aceștia spun că temperaturile vor scădea în zilele următoare, ajungând chiar la minus 14 grade. Pentru ca turiștii care au ales să-și petreacă weekendul acesta la munte să nu întâmpine probleme, reprezentanții de la secția de drumuri naționale din Târgu Jiu au acționat cu șase utilaje de dezăpezire și au împrăștiat peste 30 de tone de material antiderapant. În zilele următoare, în tot județul gorj, vremea se va schimba, așa că drumarii se vor afla din nou la datorie.